Deci am arătat, când începe omul ăla să fie luat la trei păzești, să spunem activistul de partid de acolo, de la Fibri 1, ce se observă, deci începe să peroreze, da, domne, noi suntem împotriva țării, suntem în legământ și suntem, erau uniți și cu acești țărăniști și liberali, deci se certau cumva pe față, pe la spate, erau uniți în dezindustrializarea țării, ăștia au fost, deci, comuniștii cu liberale și cu țărăniștii, uniți împotriva tehnocraților, uniți împotriva tehnocraților, exact așa cum erau prezentați prin ziarii, să spunem, un balaur cu trei capete care mânca din teritoriul României prin anii 35, anii 1935, deci degenerați complet. Asta a fost, aici s-a văzut la cel mai înalt nivel, deci la Corneliu Copoțu și cu Radu Câmpianu. Aici s-a văzut până la Ion Manciuc, când treaba s-a întins, că și Ceaușescu a fost tot un agent italian până la urmă, foarte mult timp, pentru că pe filiera asta italiană se pătrundea din alte țări în România, să vedeți, Ceaușescu era tot un agent italian, arăt cum făceau condamnări din astea așa la moarte sumare cu dare de boli, cu otrăviri. Trebuie să spunem și la UMF, profesor degenerat complet, s-a pregătit profesional, și liberal, și țărăniști, și din familie de liberali, țărăniști, și comunizați, comuniști, arătau cu totul, deci o slăbiciune din asta și o slugărnicie totală, gata să dea, să spunem, rețete false, să aranjeze ei însăși otrăvirile cumpărabili cu câteva sute de dolari, am arătat în mai multe cazuri, deci aici unul mi-e fie complet rușinos cu profesori, mai ales ăștia tineri, gata să comită crimii cât mai multe ca să avanseze cumva pentru câteva sute de dolari. Profesor universitar degenerat complet.